Salutare, prieteni dragi și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom pregăti un delicios și sănătos desert de post. Fără cântar, fără cuptor și de post. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum pregătim acest delicios desert. În primul rând, vom prăji o cană și jumătate de ovăz și o jumătate cană de nuci mărunțite. Acum vom avea nevoie de un blender sau de un robot de bucătărie ca al meu și 3 banane. Vom mai adăuga 2 linguri cacao, o lingură miere și puțină scorțișoară. Dacă doriți să fie mai dulce, puneți mai multă miere. Și vom zdrobi și amesteca bine toate ingredientele. Puteți face acest pas și cu un blender. Așa trebuie să arate compoziția. Acum, într-un bol mai mare, vom adăuga ovăzul și nucile, vom adăuga compoziția anterioară și vom amesteca bine. Compoziția noastră este gata, am amestecat bine. Acum vom avea nevoie de o tavă de 15 cm tapetată cu hârtie de copt. Adăugăm jumătate din compoziție, o vom întinde pe toată suprafața tăvii. Următorul pas, vom pune un strat de banane, feliuțe de banane, aproximativ o banană și jumătate. Acum depinde cât de mari sunt. Și deasupra vom pune compoziția rămasă. Vom întinde pe toată suprafața tăvii, după care o vom da la frigider pentru 30 de minute. Între timp, vom topi la baie marin o tabletă de ciocolată, să fie fără zahăr și fără lapte. Vom mai adăuga și 2 linguri de ulei, o topim la baie marin, după care o vom turna peste prăjitură. Și eu deasupra, pentru decor, voi pune semințe de pin prăjite, dar puteți să puneți nucă prăjită, alune prăjite, migdale, ceea ce aveți și ceea ce doriți. Și o dăm la frigider pentru o oră. Și gata este deliciosul nostru desert! Sănătos, bun, rapid, fără cuptor și fără cântar. Și cel mai important, de post! Dacă v-a plăcut, dați-mi un like! Distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup!